Salutare națiune și bine ai venit la un nou clip și astăzi vorbim despre Davidoff. Vorbim despre Davidoff și vorbim despre parfumurile de nișă de la Davidoff, nu alea pe care le știe toată lumea. Vorbim despre o casă elvețiană dedicată luxului, dedicată lucrurilor care durează, dedicată în a atinge cel mai înalt standard de calitate. O casă a căror baze a fost pusă de Zino Davidoff, fondatorul acestei case, un aventurier, un globetrotter care s-a perindat prin toată lumea, veșnic în căutare de surse de inspirație, veșnic în cunoașterea de locuri noi, de oameni noi, de influențe noi, pe care să le transpună ulterior în creațiile sale. Cei de la Davidoff produc foarte multe lucruri de lux, nu numai parfumuri, ci și pielărie și așa mai departe, ceasuri, ce vreți voi. O casă care a lansat primul parfum pe piață în 1984, iar celebrul Davidoff Cool Water a apărut în 1988. De la bun început, casa Davidoff a avut succes pe piața de produse de acest tip și se bucură de o reputație foarte, foarte bună și în ziua de astăzi. Iar noi astăzi vorbim despre Davidoff și vorbim despre produsele lor, hai să spunem, mai puțin cunoscute poate. Vorbim despre nimeni altul decât Davidoff Wood Blend. Pentru că așa se numește parfumul. Este un parfum, așa cum vă puteți da seama, de tip lemnos, în primul și în primul rând, dar un lemnos aromatic, un lemnos oriental, pentru că avem niște ingrediente foarte, foarte interesante, cu un comportament foarte interesant și în egală măsură care mie îmi place. Chiar îmi place parfumul ăsta, mai ales că sunt iubitor al notelor lemnoase, dar îmi place în mod deosebit modul în care cei de la Davidoff au ales sau au înțeles să interpreteze niște note condimentate care de cele mai multe ori în parfumerie sunt făcute prost. Și mă refer aici strict la cardamom, o notă pe care de felul meu nu pot să zic că o iubesc la nebunie, chiar din contră. Vorbim de asemenea despre coriandru, vorbim despre șofran, vorbim despre nucșoară și mai avem ulei de lămâie, mai avem vetiver, un vetiver interesant și în Davidoff Wood Blend, mai avem ambră, piele și olibanul. Deschiderea este foarte puternică în acest Wood Blend, este răcoritor aromatizată și asta datorită uleiului de lămâie, dar și unei infuzii foarte interesante de cardamom și de nucșoară. Ceea ce face parfumul să fie extrem de aromat, dar în egală măsură și de energizant, de fresh. Foarte, foarte bine făcută nota de cardamom, care de data asta nu sare prea sus din punct de vedere al potenței, al intensității, așa cum se întâmplă în foarte multe parfumuri, indiferent că vorbim de designer sau de nișă. Și ulterior, din spate, rapid, vei primi elementul central al acestui parfum și anume nota de vetiver. Zic că este un vetiver oarecum interesant, pentru că nu este vetiverul ăla foarte dur, foarte întunecat. Nu este nici un vetiver foarte deschis, cum este, de exemplu, un Oriental Vetiver de la Serge Lutens, un parfum pe care vi l-am prezentat pe canal, dar este un vetiver foarte bine echilibrat, preia total conducerea parfumului și asta și în ideea în care este susținut din nou de șofran și de coriandru, ceea ce încălzește parfumul, încălzește nota de vetiver și îl face extrem de lemnos, dar în egală măsură și de aromat și de agreabil, culmea. De asta zic, mie îmi place foarte mult cum au făcut cei de la Davidoff în acest Wood Blend elementele astea de condimente, și anume nucșoara,
cu cardamomul, coriandrul și șofranul. De obicei, șofranul, cardamomul și coriandrul, în orice parfum, au tendința să monopolizeze parfumul, au tendința să acapareze restul compoziției, ci fiind niște note extrem de țipătoare, extrem de iuți, dacă vreți, riști să nu mai sesizezi nimic altceva din compoziția parfumului respectiv. Ori aici sunt făcute foarte echilibrat, foarte, foarte bine. De asemenea, avem o notă de ambră și o notă de piele, o notă de piele de asemenea foarte bine făcută, care se combină excelent cu nota de vetivă și cu nota de ambră. Iar senzația generală purtând acest parfum este una plăcută, este una, hai să zicem, oarecum confortabilă. Asta dacă faceți rabat într-o oarecare măsură de faptul că este un parfum extrem de aromatizat, extrem de condimentat. În orice caz, un parfum foarte, foarte frumos, în special pentru cei care iubesc esențele lemnoase. Deschiderea este foarte puternică. Este, dacă vreți, din punctul meu de vedere, punctul forte al acestui parfum. Ulterior, notele de inimă se mai domolește un pic intensitatea, iar în notele de bază, parfumul devine mai degrabă un parfum de piele, asta și în ideea în care acolo în bază avem o notă de piele care se combină cu o notă de ambră și de oliban. Din punct de vedere al performanței, parfumul la nivelul pielii mele stă undeva în zona de 10 ore. Cam atât scot eu din punct de vedere al longevității cu Davidoff Wood Blend. Ceea ce nu este rău. Din punct de vedere al proiecției, parfumul proiectează foarte puternic în primele 3 ore, chiar 4 ore. Ulterior avem parte de o proiecție moderată de aproximativ 2 ore, iar către finalul purtării parfumul devine mai degrabă un parfum foarte apropiat de piele. Nu neapărat de piele, dar mai apropiat, foarte apropiat la nivelul pielii. Ceea ce nu este un lucru rău din punctul meu de vedere, pentru că el, per ansamblu, performează foarte, foarte bine. Din punct de vedere al purtătorului, cu siguranță un parfum matur și ca experiență și ca vârstă. Este un parfum de vreme rece, din perspectiva mea. Un parfum cu care trebuie să ai grijă totuși cât aplici pe piele, în special partea de deschidere care este foarte puternică. Un parfum de ținută, hai să zicem business casual, o ținută mai lejeră, dar în egală măsură și un parfum de ținută formală, de evenimente și așa mai departe. Din punct de vedere al complimentelor, parfumul atrage complimente, dar depinde de persoana sau persoanele cu care interacționezi. Sunt foarte mulți care sunt atrași de genul ăsta de parfumuri, de tip condimentat, aromat, dar sunt în egală măsură foarte mulți oameni care nu suportă și asta datorită notelor de coriandru, datorită notei de șofran, datorită notei de cardamom. Nucșoara este mai neutră de felul ei, dar în principiu alea trei elemente pot crea disconfort anumitor cetățeni, ca să folosesc termenul ăsta. Dar vei primi. Depinde strict printre ce fel de oameni te învârți. Un parfum care nu costă de asemenea foarte mult, e undeva în zona de 100 de euro. Din punctul meu de vedere, un parfum interesant, un parfum frumos, de iarnă în mod deosebit, dar și de toamnă, primăvară, răcoroasă sau rece. Un parfum cu o performanță de asemenea bună, satisfăcătoare. Și un parfum care, zic eu, merită să fie testat și în egală măsură apreciat. Sunt ferm convins că unora dintre voi, multora dintre voi, o să le placă genul ăsta de parfum, în special dacă iubiți aceste parfumuri de tip condimentat, aromate. Mie personal îmi place, nu sunt ferm convins că aș achiziționa eu o sticlă de 100 de mililitri, pentru simplul fapt că nu mi se pare că parfumul este foarte unic din punct de vedere al mirosului, nu mi se pare că are o rețetă pe care nu au mai încercat-o și alții.
Dar ce îmi place, și repet chestia asta, este modul în care cei de la Davidoff au ales să interpreteze notele aromatice. Mi se par chiar foarte bine făcute. De asemenea, și nota de vetivă și nota de piele. Din punctul meu, merită recomandare, dar, ca întotdeauna, rămâne strict la alegerea voastră dacă să-l cumpărați sau nu. Cam atât de zis în clipul ăsta, națiune. Ne vedem data viitoare. Până atunci, ca întotdeauna, dăm voie să-ți mulțumesc și să-ți urez toate cele bune. Numai bine!